Salutări și bine v-am regăsit aici la un nou review. Astăzi voi face o recenzie scurtă, să sperăm, și un ranking episodelor lui Loki, nou serial de la Marvel, care s-a terminat acum 2 zile și a fost foarte bun. Este, cum am zis, al treilea. A mai fost WandaVision, care a fost bun, și Falcon and the Winter Soldier, care a fost și mai bun. Și ăsta este extraordinar, este mult mai bun. Nu a avut serial prost până acum Marvel, pot să spun, din aceste trei nu este niciunul slab. Acest Loki este mult mai unic și mai diferit față de toate abordările personajului în MCU. Tot Tom Hiddleston îl joacă pe Loki, se mai alătură și Sofia Di Martino, din ce știu cum o cheamă, Owen Wilson, în Baku, nu știu cum o cheamă, are nume african, actrița care a jucat-o pe Renslayer, Ravonna, care în comics e Gagica lui Kang the Conqueror, da. O să vorbim și de reveal-ul ăla, am scris acolo un titlu că vor fi spoilere în video ăsta, deci cei care n-ați văzut episodul să ieșiți de pe video acum, vă uitați la episod chiar acum și reveniți imediat pe video. Și ca să încep așa, pot să spun că pacing-ul serialului a fost foarte bun, nu m-am plictisit, filler a fost foarte puțin, poate să zicem în episodul 3, când au construit mult mai mult și au vrut să te facă să spese de personajele care ți l-au introdus, de Sylvie și de Loki. Și a fost mult dialog de filler. N-a rest, nu s-a simțit fillerul acela. Și chiar dacă a fost filler la un moment dat, nu s-a simțit așa de deranjant, cel puțin pentru mine. Pentru unele persoane aparent a fost deranjant, dar pentru mine nu. Chiar mi-a plăcut serialul, mi-a plăcut relația dintre cei doi. A fost una intensă și drăguță, chiar mă așteptam și dacă nu se termina cu un pupicuț, dacă nu se pupau până la final, eram foarte dezamăgit. Eu mă speram la ceva se extind, dar nu s-a putut așa ceva pentru că e Marvel și PG-13 și copilași și copilași abandonați și tot ce mai trebuie eu. În fine, oricum o să facă proiecte mai dark. Marvel pe viitor s-a anunțat Deadpool rated, dar acum Blade în discuții, Moon Knight să fie 16 plus, cum a fost Falcon and the Winter Soldier, gen să fie aceleași restricții de vârstă ca la Daredevil, să vedem și noi o țirică de sânge, pentru că suntem maniaci și ne place sângele, mai ales cărnița în sânge de la restaurant, n-ai văzut cum ți-o prepară Scheletescu, hai ți-a, pop! Oricum, mi-a plăcut episodul 5 foarte mult și episodul 4 mi-a plăcut foarte mult. Cel cu Loki's, când Tom Hiddleston, Loki-ul lui, s-a întâlnit cu Loki-ul mic, cel negru, cu ciocan, care a avut un backstory foarte interesant, că l-a bătut pe Iron Man și pe Captain America, asta a fost next eventul lui. Și All Loki, jucat de Richard Grant, dintre actorii mei preferați, este un actor foarte tare, foarte carismatic, care îi place Hamlet. Și oricum, și mai este și Alligator Frog Loki, sau Loki Crocodil, cum se zice, Croco Loki. A fost foarte tare, poate cel mai tare dintre toți, a fost drăguț, dinamic, agresiv. Cel mai tare Nexus Event a fost al lui, că a mâncat pisica vecinei. Și da, în sfârșit avem și noi Multiverse în MCU, deci gata, e clar, nu mai e ca la Far From Home, pentru că toată lumea vorbește Far From Home că n-a fost Multiverse. Acum e gata, e Multiverse în MCU. Dar nu știu ce mentalitate ai avea să vorbești Far From Home, că ăla te-a mințit că e bun. Misteriu și că există Multiverse. Păi e clar că Misteriu și din Ben și din desene era un escroc cu două fete. Te mințea ca pe oamenii care îți vin telefon la colț, cum i-a vândut, spunea Sucre că i-a vândut unul să pun în loc de telefon. Cam un tip așa de oameni. Sunt și acolo. Dar, totuși, Mysterio este un personaj mult mai complex și putea să facă totuși ceva mai mult cu el, să fie și mai scurt decât era. Practic și în comics îl terorizează pe Daredevil și pe Spider-Man, dar asta este o discuție pentru altă dată. Ce mai vreau să mai scot în evidență, vreau să scot pe Thor, a fost un cameo mișto, confirmat că chiar Chris Hemsworth l-a făcut gen Thor ca broască când era acolo în acel borcan și vrea să ajungă la Mjolnir, că a fost tare, au mai fost multe easter egg-uri, The Living Tribunal
statuia aceea lui Tribunal, care este o entitate foarte puternică în universul Marvel, s-ar putea să o vedem în Eternals, cum se spune. Și cam atât am putut să spun despre easter egg-uri care mi-a plăcut, Ada și Thanos, elicopterul Thanos a fost mișto și multe altele. Mobius a fost probabil unul cei mai tari din serie, a fost foarte mișto. Mi-a plăcut cum au făcut faza cu salata, cu Ragnarok și așa, și încă n-am posibilitatea să-l vedem pe jet ski. S-ar putea să-l vedem în sezonul 2 pe jet ski pe Mobius, Mobius, ce nume? Mobius, Mobius. În rest, au fost personaje interesante, ca Hunter B-15 a fost interesantă, mi-a plăcut arcul ei, a fost scris mișto ca și personaj și tot așa. Și ca să fac acum un ranking, că să nu vă țin prea mult, că deja poate toți ați văzut, au apărut recenzii pe tot YouTube-ul, a făcut Vlad de la recenzii filme cinema, a făcut Sucre, încă ceva și mulți alți băieți. Vă recomand să vă uitați, să intrați și pe canal, pentru că super tipi și fac o treabă foarte bună. Și probabil că ei au vorbit mai în detaliu despre Loki și așa. Totuși, o să trec acum la ranking și o să spun că pe locul 6 este episodul 3. L-am pus aici pentru că a avut cel mai mult filler și s-a simțit cel mai slow din părerea mea. Pe locul 5 este episodul 2. Același lucru, nu mai mare diferență, dar a fost puțin mai strict și mai bun ca și pacing. Pe locul 4 este episodul 1, care a fost unul foarte bun. Toate episoadele sunt foarte bune. Le-am pus subiectiv cum mi-a plăcut mie și cum nu mi-a plăcut mie. Pe locul 3 este episodul 6, finalul, care a fost foarte bun, cu Kang the Conqueror, jucat de Jonathan Majors, care va fi stabilit ca următor villain. Poate în Doctor Strange 2, Ant-Man 3, confirmat că apare acolo, poate ceva proiect Young Avengers, Fantastic Four. Scenaristul Loki a spus că sunt șanse foarte mari să fie chiar în Avengers 5, deci de urmărit. Pe locul 2 este episodul numărul 4, cu reveal-ul mare că tot este un fake, Mobius știe că tot e un fake și chestii. A fost un episod senzațional, cu un pacing extraordinar. Multe scene de acțiune, multă intrigă, mult suspans, multă dramă, exact cum mi-a plăcut mie. Asta mă așteptam să văd de la serial și chiar a livrat extraordinar. Iar pe locul 1, clar, episodul cu Loki's, la episodul 5, a fost senzațional. Nu mă așteptam să văd, să mă distrez atât de tare în compania celor 3 Loki sau 4. Depinde dacă punem și pe Crocodil, cei patru în afară de Tom Hiddleston Loki, și-a mai venit și President Loki, care a fost cel foarte tare. În general, episodul a fost foarte tare, a fost o chimie senzațională și chiar a fost de bun augur a venit acele scene cu ei împreună. S-a simțit că stau câțiva Loki de vorbă, gen. Chiar a fost un sentiment foarte, foarte tare și chiar m-am distrat. Well, cam atâta cu episodul acesta. Sper că v-a plăcut. Dacă da, lăsați un like acolo și un feedback. Spuneți ce a fost prost la video ăsta, ce a fost bun. Chiar vreau să aflu niște păreri. Voi să-mi spuneți niște păreri acolo. Aveți serverul Discord în descriere. Și să aveți o zi bună. La revedere!